Prima cafenea prietenoasă cu pisicile din Cluj-Napoca a fost închisă de inspectorii de la Direcția Sanitar Veterinară Cluj pentru că pisicile nu au ce căuta în domeniul alimentației. Localul a fost inaugurat în 11 martie, dar după patru zile a fost închis pentru renovări. Localul a fost inaugurat în 11 martie, dar după patru zile a fost închis pentru renovări. Din păcate, începând de astăzi, ne vom închide pentru renovări. La cererea Direcției Sanitare Veterinare, conform legislației din România, se pare că funcționarea unui astfel de local nu prea este posibilă. Vom încerca să remediem cât de repede posibil problema, fără să fim nevoiți să renunțăm la flocoșenii sau să renunțăm la posibilitatea clienților de a interacționa cu ele. Vom anunța curând data redeschiderei. Au scris pe Facebook reprezentanții localului. Proprietarii cafenelei au explicat că li s-a cerut delimitarea printr-un perete de sticlă a pisicilor de clienți. Deși pisicuțele noastre le vaccinăm, sterilizăm și deparazităm, deși, după evaluare, am primit ca rezultat un risc scăzut, motivul pentru care nu primim acceptul este faptul că, din punct de vedere legislativ, pisicile nu au ce căuta în domeniul alimentației. Singura lor soluție a fost să delimitez printr-un perete de sticlă pisicile de clienți. Iar eu nu am posibilitatea necesară de a face acest lucru și sincer unde mai este interacțiunea. Au mai scris proprietarii cafenelei. Conceptul de cafenea cu pisici provine din Taiwan. Scrie știrdecluj.ro.